Un credincios care lucra într-o fabrică a fost întrebat cumva de șeful său dacă îi ajung banii pe care îi câștigă. Omul i-a răspuns, din banii pe care îi câștig, îmi hrănesc familia, plătesc o datorie, cumpăr cec și împrumut pe Dumnezeu. Cum adică, întrebă mirat șeful. Uite cum, răspunse salariatul credincios, plătesc o datorie pentru că îngrijesc pe mama mea, dar este bătrână. Una ce îngrijim pe copiii mei, care îmi vor da și mie când voi fi bătrân. Și domnul pe Dumnezeu, având milă de copii orfani pe care îi văd singuri și lipsesc de vreun ajutor, la colțurile de stradă și pe băncile din gări și din parcuri. Doamne, când e foame, trimitem pe cineva care are nevoie de hrană. Când e sete, trimitem pe cineva care are nevoie de apă. Când e frig, trimitem pe cineva care trebuie încălzit. Când sufăr, trimitem pe cineva pe care să mângâi. Când crucea mea începe să fie prea grea, dăm crucea altuia să o împart cu el. Când sunt sărac, adun pe cineva care e în nevoie. Când nu am timp, dăm pe cineva pe care să-l ajut o clipă. Când mă simt descurajat, trimitem pe cineva pe care să-l încurajez. Când simt nevoia de a fi înțeles, dăm pe cineva care are care să aibă nevoie de înțelegerea mea. Când aș vrea ca cineva să aibă grijă de mine, trimitem pe cineva de care să am grijă. Când mă gândesc la mine, îndreaptă-mi gândurile către alții. Și chiar ca un martie să te jertfești. Nu o să câștigi nimic din tot ce faci. Ești mic, oricât îl laude primești de nu-l iubești.
Dar dacă totul zici că ai iubire, dar nu înțelegi cuvintele îngerești și n-ai habar de faptul vorbire, totul arămă sănătoate și că nu iubești. Tu zici că iubești pe Dumnezeu, dar dacă la sădaci nu te gândești și orice sacrificiu mică dău, să știi că pentru foc te pregătești, că nu iubești. Iubirea nu știe să-și ia concediu. Ea crede totul, ea nădăjduiește, ea suferă, tot ea este remediul și mai pe sus de toate, ea iubește. Iisus a fost confesor minunat. Era învățat cu credinciul său cum să obține caracter curat și cum să scape din avalul tău. Le-a spus cum să iubești cu respectură și albi și negri, acesta m-a rătit fără condiții, fără pe o măsură, ca niște adevărat galileeni. La fel și ne suntem chemați pe faptul, fapte curate și credință mare. Și să sperăm că vom ajunge în noapte și ne vom întâlni la sărbătoare. Să faci milă și de toate fratul împovărat.
Iubind pe cineva, l-ai luat în sufletul tău, fără ca el să piardă ceva. Vorba bună și zâmbetul și fapta binefăcătoare sunt raze ale soarelui răsplântea în sufletul omului. Nu vei pierde niciodată dăruind. Dăruirea binecuvântează atât pe cel ce primește, cât și pe cel ce dăruiește. Acordă lui Dumnezeu o parte din timpul tău, astfel vei realiza cel mai important lucru pe ziua de azi. Acordă-le celor din jur o parte din timpul tău pentru a-i ajuta într-un fel sau altul, astfel vei realiza cel de-al doilea lucru important. Dumnezeu ne-a binecuvântat ca să fim o binecuvântare. Cine are milă de cel sărăcat, împrumută pe Domnul și El îi va răspăti binefacerea. Mâinile tale sunt făcute să dea alinare în gânduri bunicare. Ochii tăi sunt făcuți să arate, lângă ele speranță, dreptate. Gura ta are coarde vocale ca să cânt și să spui adevărul chiar și atunci când doare. Urechea să plângi când se strigă ajutor. Dar să ferești de ispititor, mersul să-ți fie hotărât și drept, să nu poposești la cel neînțelept. Pe cărări străine să nu te abați, drumul să-ți fie la săraci și la frați. Fii pregătit și vei birui, dar să nu uiți genunchii și nu adămi, căci în curând vom ajunge în țara de sus, unde ne așteaptă cu slavă Iisus. Fica ta oricând să aduce o veste bună, fica ta întotdeauna să faci o faptă bună celui de lângă tine, căci orice dar de preț vine de sus și dătător este Iisus. Ajută oameni, iubește binele, atunci sprovește. Binele ce faci se știe, el și pe nisip se scrie. Dacă hrănim pe săraci, pe șchiopi și pe ori, Dumnezeu ne va da pâine ca în somn sau ne va trimite pe col. Din cât de puțin avem, parte și altora să fie făcută. Iubirea înțelege durerea, iubirea ajută. Iubirea nu strânge pentru tine, de jumătate din ce are, ca să fiu, de totul ca să fie bine. Slujește oricui, nu cere nimănui și nu așteaptă răsplată, iubirea este dezinteresată. Cu cel frământ iubirea, pâinea și împatie, celui căzut sub obiect, durerea e o poartă. Peste inima celui rătăcit, iubirea, vindecarea și deșartă. Celui rătăcit, cădarea e o arată și mai ales iubirea iartă. Iartă.
urmă, s-a întâlnit într-o zi cu un băiat de vreo 10 ani la un colț de stradă, gata să se lovească de el. După ce băiatul îi ceru iertare pentru neatenție, bătrânul, intrând în vorbă cu el, îl întrebă: „Tu știi cât fac 2 ori 2?" „Da," răspunse băiatul surâșenit și red. „Cât? 2 ori 2 fac 6." Bătrânul se uită mirat la băiat și îi spuse: „Nu se poate." „Ba da," strigă băiatul vesel, „dăruiți-mi 2 lei și vă voi dovedi." Bătrânul îi dădu imediat banii ceruți. „Acum," spuse băiatul, „așteptați o clipă," și dispăru. După un minut, apăru cu o pâine în mână, pe care o dărui unei fetițe flămânde, ce o luă cu bucurie și începu să mănânce imediat din ea. „Iată, domnul meu," spuse băiatul, „mai întâi am avut cei 2 lei în stăpânirea mea, cu care am putut cumpăra pâine. Apoi, cei 2 lei au trecut în stăpânirea frutarului, iar eu am avut bucuria darului făcut din toată inima fetiței și, în final, fetița sărmană a mâncat pâinea, astâmpărându-și foame. Deci, 2 ori 2 fac 6. Bătrânul răsplătea această judecată minunată cu un dar. „Spuneți, dragi prieteni, iubirea voastră de oameni poate face astfel de socoteri?" „Niciodată, niciodată nu voi face niciun rău. Dacă Domnul e iubire, vreau să fiu și eu. Numai bine, numai bine eu voi face om și cui. M-a învățat Iisus iubire din iubirea Lui. Totdeauna, totdeauna lângă Domnul eu voi sta. Tuturor voi fi iubire până în slava Sa." Știm cu toți că în toată lumea se obișnuiește ca de Crăciun cei dragi să-și ofere unii altora daruri. Chiar înainte de Crăciun, Paula a propus familiei ei: „Ce-ar fi ca anul acesta să dăm daruri unor oameni care nu fac parte din familia noastră, cuiva care n-ar putea să ne dea alte daruri înapoi?" Ideea a prins imediat și Paula a pus în mijlocul camerei o cutie mare de carton în care toată lumea trebuia să pună darurile. Tot Paula a fost prima care a pus în cutie o păpușă de care ținea foarte mult după ce o sărută și îi lua revedere de la ea. A urmat fratele ei, Cătălin, care a pus în cutie ursulețul, apoi sora lor, Alice, care a adus o cutie cu acuarele. Tata a pus o cămașă, o pereche de pantaloni și niște mingi de golf. Iar mama a pus 2 sau 3 rochii, o cămașă de noapte frumoasă și o eșarfă frumos colorată. Apoi copiii au început din nou să caute prin jucăriile lor și au adus pe rând tot felul de jocuri, jucării cu mecanism de ceas și altele. Treptat, treptat, cutia cu daruri s-a umplut. Toată lumea dădea fără vreun gând de a primi ceva în schimb. Apoi mama spuse: „Trebuie acum să găsim..."